ceea ce am studiat cu colegii mei, ne-am dat seama că pe zona Sucevei există posibilitate reală de a înființa un parc agricol undeva în proximitatea municipiului, într-o zonă care există și precondiții pentru a face acces la calea ferată. Locația pe care avem în gândire în acest moment se află foarte aproape de calea ferată, care evident poate după aia să pună la dispoziție mijloace facile de transport la distanță și care conține și structuri, clădiri, depozite suficiente, așa încât să putem acolo dezvolta, evident, în parteneriat cu agricultorii, un concept de parc agricol. Locația este ferma de la Iscani, deci cum mergem spre Dărmănești sau Pătrâuți, dacă vreți, pe stânga. O fermă în care avem și foarte mult teren acolo, în care există și clădiri, există și, mă rog, mai există ceva legat de partea de energie electrică, există și apă. Și în viitor apropiat intenționăm să propunem un proiect de hotărâre de guvern, sper ca la guvern să treacă cât mai repede, prin care acea bază, acea fermă de la Iscani să devină proprietate publică a județului Suceava, așa încât ulterior să putem să înființăm această companie de stat a Consiliului Județean Suceava și care să fie de fapt motorul viitorului parc agricol.